Artur, cum s-a descurcat Simone la prima lui lecție de taekwondo? Foarte bine, chiar este talentat, se vede că își folosește foarte mult coordonarea la condus. Acum aștept să văd ce poate și el în mașină, să mă surprindă plăcut, că am auzit că este super frumos. Simo, greu la taekwondo? E greu, cu siguranță. Acum ce am făcut a fost un mic început și așa să vedem cum m-aș descurca. Cred că sunt foarte, foarte multe de învățat și este un sport interesant pe care mi-ar plăcea să-l mai practic din când în când. Este fiecare cu centura lui neagră în cele două sporturi? Da, centurile pe care le avem în mașină sunt negre, în 5 puncte. Acum o să ne folosim de ele și sunt curios să îmi spui cum o să ți se pară și dacă o să-ți placă. Sunt nerăbdător, de-abia aștept. Exact, o să te surprinda cât de tare... Intri în viraj. Poți să stea pe suprafața asta ciudată. A, energie, tată! Păi de aici urmează un viraj de stânga, care nu-ți vine să crezi că îl faci plan. Băi, tată! Și uite aici la fel, un viraj pe verde panta. Nu-mi vine să cred! Saritură. Ce tare! Și aici, în schimb, e unul mai strâns, care trebuie să frenezi un pic. Băi! Apoi iar un pic plin, frânare pe verde panta și coborâre abruptă, cu un viraj strâns. Bun! Aici un pic de frână de mână. Uite. Ești genial, tată! Apoi iară jos. Ești cel mai tare. Bravo! Vai! Tare! Ți-am zis că e scurt.